O conferință a Departamentului pentru Agricultură al PSD a avut loc ieri la Cluj-Napoca. În cadrul întâlnirii au fost luate în discuție principalele probleme cu care se confruntă agricultorii din România, precum și propunerea unor soluții pentru revitalizarea agriculturii românești. Agricultura României încotro. Aceasta a fost tema unei dezbateri organizate de Departamentul pentru Agricultura PSD ieri la Cluj-Napoca. La întrunire au participat 300 de persoane, printre care parlamentari, profesori universitari, primari sau simpli fermieri, aceștia din urmă fiind îngrijorați de starea în care a ajuns agricultura românească. Împovărați de probleme cum ar fi lipsa unei subvenții decente sau imposibilitatea de a accesa anumite proiecte de dezvoltare, fermierii au discutat cu Victor Surdu, fost ministru al agriculturii și șef al Departamentului de Agricultură al PSD, timp de câteva ore, în scopul de a găsi împreună soluții salvatoare pentru agricultura românească. În cazul acestei conferințe, fostul ministru al agriculturii a specificat că în unele țări din Uniunea Europeană, subvenția pentru agricultură este de 5-10 ori mai mare decât cea din România. Printre cei prezenți s-au mai numărat Ioan Oleleu, vicepreședinte al Departamentului pentru Agricultură PSD, Ilarie Ivan, vicepreședinte PSD și președinte al Departamentului Județean pentru Agricultură al Partidului, președinte al PSD Cluj, Remus Lăpușan și Cornel Itu, deputat PSD Cluj.